În nou cadru financiar, mediul privat înțeleg că are alocații în jur de 3 miliarde de euro, corectați-mă dacă... Vorbim IMM-uri, ne referim la IMM-uri, întreprinderi mari, aproape 4,3 tot. Miliarde da. De euro. Da, IMM-urile cam 3, da. În jur da. De 3 miliarde din de euro. Din diferite programe operaționale. Da, înseamnă cam 15% din total. Procentual mai puțin decât în cadrul financiar precedent. De ce a ales guvernul prin acordul de parteneriat să vitregească firmele private? Nu știu dacă putem să vorbim de o vitregire a firmelor private. În realitate pot să vă spun că din acest exercițiu avem și acum sume de bani care nu au putut fi angajate din diferite motive. Probabil că nici piața nu a fost pregătită să absorbe acești bani. Probabil că și aparatul administrativ a avut partea lui de vină că nu a știut cum să creeze acele mecanisme astfel încât să flexibilizeze această absorție. Din discuțiile pe care le-am avut cu IMM-urile în această lună de activitate, principalul lor semn de îngrijorare nu este legat de sumele care sunt prevăzute în acordul de parteneriat și pentru viitoarea perioadă programă. Trebuie găsite acele instrumente astfel încât să le facilităm accesul la finanțare. Ieri, de exemplu, ONG-urile îmi spuneau, domnule, dacă îmi impui iar acea scrisoare de garanție bancară, eu care vreau să iau o sumă de 10, 15.000, 20.000 de euro, pentru mine, chiar sunt un ONG puternic, nu e o problemă, dar pentru un beneficiar care dorește să are un startup sau atunci e o piedică și... Practic ne vom bloca, ne vom bate pe o sumă mare de bani care nici acum practic nu este gătită. Deci se va renunța la scrisori de garanție bancară și astfel de... Este un dialog pe care îl purtăm inclusiv cu beneficiari, inclusiv cu comisia. Riscul este al statului membru, adică îi acordă o prefinanțare acelui beneficiar și cum îi recuperez în condițiile în care el pleacă. Avem reprezentanții ai statului francez, ca să spun aici, la... postul experți. Ieri am avut o discuție cu ei și le-am rugat să ne facă o analiză pe statele membre, să vedem, domne, cu ce instrumente financiare au venit, le-au identificat celelalte state membre, astfel încât să pot să-i facilitez IMM-ului accesul la această linie de finanțare. E vorba de cei de la expertiz? Nu e vorba de cei de la expertiz. Franț, sunt anumiți experți care duc activitatea aici. Inițiativa pentru IMM-uri, care combină resursele europene cu cele naționale, cu cele ale băncii europene de investiții, cu fondul european de investiții. O accesează România? Ce se întâmplă? Nu pot să vă dau un răspuns concret. Suntem tot în analiză. Există și acel proiect cu transformarea Exim Bank-ului într-o bancă de dezvoltare. Am vorbit cu domnul ministru Teodorovici. Practic, dificultatea acolo sau principale condiționalități sunt reforma și adaptarea Exim Bank-ului la rigorile pentru a transforma într-o bancă de dezvoltare. Am văzut că și domnul Giru, care se ocupă, secretarul de stat, a avut ieri sau altele o intervenție pe această temă. Este un instrument facil care poate ajuta. Depinde cât de repede vom reuși să-l punem în practică. Că dumneavoastră ne întrebați când veți lansa aceste proiecte. Asta vă garantez că începem în iunie, dar și dacă lansăm și vom întâlni aceeași reticență și incapacitatea beneficiarului de a apela la acest instrument financiar pentru a-și implementa proiectul. Da. Apropo de beneficiarii privați de IMM-uri, acuzația pe care ați lansat-o dumneavoastră, critica, să-i spunem așa, cum că au rămas bani necheltuiți, faptul că IMM-urile nu au accesat. Nu este o critică pentru ei că nu au acceptat. Este o situație între noi ca și administrație și dânsii care nu au putut să absorbă acești bani. N-au putut, dar să știți că nici beneficiarii publici nu au făcut-o. CNADNR-ul, CFR-ul, acolo sunt cei mai mulți bani, cele mai mari proiecte și uitați-vă și noastră că sunt împotmolite. Așa este. Dacă vorbim, de exemplu, la transporturi, postul de transporturi, din ceea ce statul român și-a propus să aducă anul acesta ca bani în țară, suntem undeva după 4 luni de zile, suntem undeva la 3% din ceea ce ne-am propus. Pe actualul ciclu. Asta înseamnă că am făcut un plan de acțiune cu domnul Rus, fiecare micromanagement, fiindcă în aceste 7 luni modificări legislative astfel încât să facilitezi implementarea acestor proiecte sunt greu de realizat, nu s-au realizat în atâția ani de zile. Deci, practic, am creat o structură de micromanagement în care reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene cu reprezentanții direcțiile tehnice din transporturi să se ocupe de fiecare proiect, astfel încât situațiile sunt diferite. Dacă în partea aceasta la IMM-uri vorbeam de birocrație, de lipsa
instrumentelor financiare, de condițiile pe care noi am pus. Dincolo la proiecte mari de infrastructură, vorbim în special de calitatea proiectelor când au fost întocmite și blocajele pe care le-au urmarea acestor proiecte, modalități cum au fost întocmite. Studii de fezabilitate, proiecte tehnici care nu au prevăzut anumite condiționalități în care ei sunt blocați acum. IMM-urile și startup-urile mai ales, ce oportunități de finanțare vor avea nou cadru financiar? Bun. Am plecat de la premiza că putem să luăm, deci dacă la ANOFM, la Ministerul Muncii, ne referim la acești niți, da? Care nu sunt implicați într-un program de formare, nu sunt într-o formă de educare, nu sunt angrenați, pe acel tânăr trebuie să-i dezvoltăm aceste capacități astfel încât să-l ducem ca el să-și găsească acest loc de muncă. Pentru startup-urile, principala problemă în rândul tinerilor pe care am discutat-o și pe care am analizat-o aici colegii la Ministerul Fondurilor Europene, sunt: domnule, eu aș vrea să-mi fac o afacere, dar cu ce bani? Că nu poți să-ți faci nicio afacere dacă nu ai o sumă minimă necesară, să spunem, de 10.000 de euro. Eu nu am de unde să-mi obțin această sumă de 10.000 de euro minimă pentru derularea unei afaceri mărunte, dar care poate oferi un confort în activitatea lui. Și atunci am gândit un sistem în care să putem să finanțăm aceste planuri de afaceri. El, în funcție de complexitatea afacerii pe care și-o dorește, să poată să atragă bani din toate programele operaționale sau acolo unde este posibil, adică aș putea să iau o sursă de finanțare în planul de afaceri din POC-ul, care reprezintă formarea. Aș putea să iau o sursă de finanțare din, să zicem, din competitivitate și să-mi dezvolt o anumită latură activității. Aș putea să iau o sumă de bani din... Deci din fiecare program aș putea să iau câte o sumă de bani astfel încât să-mi dezvolt câte o afacere. Dar asta depinde în special de noi, de a crea acest instrument astfel încât să-i permit acelui tânăr care dorește să-și dezvolte acest gen de afaceri și să dau șansa creierii cât ori mai multe ori IMM-uri să apară pe piață, să poată să aibă un plan de afacere coerent, să știe de la început: pentru tipul ăsta de cheltuială am sursa asta de finanțare, pentru tipul ăsta de cheltuială am sursă de finanțare dincolo, astfel încât să nu mai fluctuăm, astfel încât să nu ajungem la un